În mod asemănător cu acidul clorhidric, vom vedea comportamentul aluminiului, zincului și cuprului cu acidul sulfuric. Ca și în cazul anterior, vom apăsa pe butonul Experimentează și vom urma modul de lucru. Vom introduce pulbere de aluminiu în prima eprubetă, dăm click pe eticheta recipientului cu aluminiu și vom adăuga acid sulfuric diluat în eprubetă. Observăm o reacție cu efervescență. Vom aduce la gura eprubetei un chibrit aprins. Se aude o pocnitură. Iar în mod asemănător vom proceda și cu zincul. Vom adăuga zinc în a doua eprubetă și vom adăuga din nou acid sulfuric diluat. Observăm de asemenea o reacție cu efervescență. Aducem un chibrit aprins la gura eprubetei. Se observă o pocnitură. După care vom vedea dacă și cuprul are același comportament. Aducem pulbere de cupru în eprubetă. Vom adăuga acid sulfuric diluat. Observăm că nu se întâmplă nimic, reacția nu are loc. Dar vom încerca în cazul cuprului și cu acid sulfuric concentrat. Aducem pulbere de cupru în a patra eprubetă și vom aduce acid sulfuric concentrat. După care vom încălzi eprubeta la flacăra spirtierei. Observăm că în timp conținutul eprubetei se colorează în albastru, semn că are loc formarea de sulfat de cupru. Ceilalți produși de reacție sunt dioxidul de sulf și apa. Ce s-a întâmplat? Am observat că în primele două cazuri, în cazul aluminiului și al zincului, au avut loc reacții cu acidul sulfuric diluat și în ambele cazuri s-a degajat hidrogen, în timp ce în cazul cuprului, reacția a avut loc numai cu acid sulfuric concentrat și s-a format sulfat de cupru, dioxid de sulf și apă.